We have tomorrow a difficult game with a good opponent, a team that they changed their coach this year, they changed their style of play, and our players, my players are ready and focused. We come for good results. The players are in a good shape, good psychology, so we know we have to suffer in the game. We play with a very good team, but I repeat, as I say always, that it matters what we will do in the pitch and the effort and how the players will be tomorrow in order to win the game and to take the 3 points, which will be very important for us for the next of the season. Really, I'm very surprised, because we are speaking about the biggest club in Romania. Saturday today, we are playing on Thursday, and we don't know where to play. I believe at this moment we should have to choose which stadium to play, not to try to find the stadium where we will play, you know. And this, I was really surprised when I heard it yesterday and the day before. I was really surprised because for me, it's very, very strange what happens here, you know. And it's not my job to fix it, but Fecesebest Steaua had to have 3 stadiums to choose, not to try to find a stadium. E, asta ne mai trebuia să fim certați, nu noi, lumea care are pâinea și cuțitul în materie de stadioane, de Elias Aralambus. Deci ne-a certat și Elias. Sigur că părerea domniei sale e îndreptățită, dar parțial. De ce parțial? A spus că e inacceptabil să joci duminică împotriva CFR-ului pe un stadion, iar joi împotriva danezilor să nu știi unde joci. Este logic, e corect. Corect, firesc și normal ceea ce spune. Apoi vine, continuă și spune, noi trebuia să avem 3 stadioane din care să alegem. Păi domnul Haralambus, vorbiți cu patronul să facă un stadion. După aia veniți și certați pe cei care nu dau stadioanele FCSB-ului când vrea această echipă. Informați-vă că... Din punctul meu de vedere, nici nu l-aș mai... Eu n-aș mai trage. Omul a vrut să prindă un pic de curaj și nu că a vrut. A prins, dar a luat-o puțin. Când ești cu mașina de pe drum, știi? Dar te întorci pe drum. În primul rând, el nu este antrenorul echipei. În primul rând, nu el face schimbările acolo. În primul rând, nu are niciun cuvânt de spus în alcătura echipei. În primul rând, nu e antrenor. El este acolo o marionetă, este pus acolo să execute. Să vii acum, să cerți pe toată lumea. Marionetă nu e, dar... Păi voi, din cauza voastră, că voi dați tupeul. Eu, normal, dacă vine, când vine el la conferința de presă, eu în locul vostru m-aș ridica. Păi de ce să mă ridic? Păi, domnule, să vină antrenorul. Că așa spune regulamentul. Antrenorul principal. El e antrenor principal la Steaua? Pardon, FCSB? Păi și cine e antrenor principal? Gigi. Cum cine e antrenor principal? Cum să vină Gigi la conferința de presă? Păi da, de-aia trebuie pus la punct băiatul ăsta. Băi, alu, tu vezi unde ți-e locul tău? Da, nu. Ușurel. Aici cred că sunteți cam dur. Și aș lua, nu sunt dur deloc, și în locul lui aș lua un jucător care chiar are ceva de spus. Să spună ceva, să am... Păi ce să mă convingă pe mine Haralambus la conferința de presă? Spune-mi tu mie, când îmi face la ultimul meci, acum era, au comis-o iară. I-a schimbat pe ăștia doi și dacă întâlneau o echipă mai serioasă, dădea aia 5 cu bulgarii. Pe bune? Și l-a schimbat și pe companie după 5 minute. Le-a făcut el schimbările? Cu stadion ar trebui să te duci la patron, să-l întrebi patroane, când faci un stadion, înainte să vii să spui că e surprins. Că vorba aceea. Pe bune, în locul vostru așa. Florin spune că se ducă la patron să numească antrenor, asta spune. Așa, frate, puneți un antrenor, că de-aia nu crește, că are dreptate lumea. Octavian Popescu, copiii ăștia, n-ar crește și ei altfel, dacă ar avea un antrenor asta vorbeam care să lucreze cu ei, care să... Dar ce mi-l aduci, frate, să mă uit la Haralambus că vorbește la conferința de presă? Dar toți copiii ăștia, ar crește de niște ani de zile un antrenor normal care să lucreze pe altfel? De ani de zile. Să... Poate omul chiar știe ceva, că altfel jucătorii ar fi vorbit așa pe la colțul. Bă, îl ținem că are licență, dar în rest e clar că știe. Auzit, dacă n-are putere de decizie... Ceva. Ce anume? Dacă n-are putere de decizie în alcătuirea primului 11... Păi nici tu dacă te duci la FCSB n-ai nicio putere. Nu m-aș duce niciodată. Așa au zis mulți, s-au dus. Eu nu. Mâine, da, dacă... Lăsați-l pe Haralambus, cu stadionul are dreptate. Nu, dar n-am nimic. Nu, dar stadionul are dreptate. Adică eu am meci duminică și joi, nu știu pe ce stadion joc împotriva... Da, e o situație. Păi du-te, frate, și certă-ți conducătorii, nu certă presă. Certă că nu ne-a certat nici pe noi. Dar cu cine a certat? Situația, că este inadmisibil. Cred că tot în Ghencea. Dar au 3 terenuri. Ce anume? Au 3 terenuri.
Care sunt? Pe arena națională. Pe acum arena nu merge, nu e eligibilă. Că... Au trei la care triunf. N-au acces. Asta Arenele Triumf. Nu, dar sunt trei stadioane astea. A suferit, mă rog, mici avarii gazonul, că a fost ieri meci de rugby, România-SUA, și plus că e mic. Ca interes, bagi 7.000 de oameni pe matru. Cât să țină și acolo de cât să țină? Joacă acolo toate... Sigur că e bine că se joacă. Dinamo, Bruibi și... Echipele naționale, echipele feminine, Oină, toată lumea acolo. Toată lumea joacă. Eu am curat să pun pariu că FCSB, dacă se duce, inclusiv în orașe în care teoretic ar fi respinsă, inclusiv la Craiova, dacă se duce... Nu plin, dar face audiență cu danezii mult mai mare decât... Era... Mic, între ghilimele, da? Da? Mai țin minte când a jucat FCSB în calitate de gazdă la Cluj? Da, da. Pe stadionul CFR-ului, domnul Paralambus, a jucat... Full! Nu știu că era full, da. Ca ba să vedeți unde s-a ajuns. FCSB a jucat în calitate de gazdă la Cluj, pe stadionul CFR-ului. Da. Așa că... Mai aveți. Dar cred că nu poate intra la Craiova. Da. Cred că regulamentul de închiriere spune acolo trebuie să fie echipă din... Spune-ne de meci în sine, că am vorbit de toate, de mai puțin de meci. FCSB, CFR. Da, ce să zic. FCSB-ul, cade pe tine. FCSB-ul este o echipă cu jucători foarte buni. Au început bun de campionat. Eu zic că e o echipă care va fi iar anul acesta în play-off. Au jucători cu calitate. La fel și CFR, o echipă de tradiție în ultimii ani, care tot timpul a fost în play-off, va fi un meci destul de interesant, va fi un meci destul de disputat, cu un plus pentru FCSB-ul că va avea motivația de a juca în Ghencea. A prevăzut un meci frumos. Cele două în Ghencea, atenție. Ce avem aici în fereste, că l-am văzut pe Mincă. Zic, bă, ce caută Mincă? S-a întors Mincă. Portară, da. Tot Delta Nase, dar acum m-am uitat sus și eu. Vechiul martie 2015, da. Fără spectatori. Care asta s-a păstrat, stadionul s-a demulat. Anumite chestiuni se păstrează în România. Chipciu, nu? Chipciu, Mincă, da. Scuzați-mă, domnul Lazar, vă rog. Da, și eu zic că FCSB-ul are un plus de valoare individuală la jucători. Sunt câțiva jucători gen Coman, Popescu, care pot face diferența, un Companio care e un vârf foarte bun. Eu cred că FCSB-ul va câștiga de seara. Să știi că, uite, chestiunea aceasta, apropo de FCSB și faptul că are jucători care, la nivel individual, sunt mai talentați, o aud de foarte mulți ani. Și nu spun că nu ar putea fi așa, dar cred că judecăm jucătorii printr-o prismă poate prea românească, legat de ceea ce înseamnă valoare. Poate la CFR, în toți anii ăștia în care s-a câștigat și campionatul, au fost niște jucători care au fost valoroși prin altceva. Prin cunoaștere tactică, capacitate de a pune în practică ce le cerea antrenorul, prin o tărie mentală foarte bună, rezistență psihică ridicată, deci prin lucruri care sunt de asemenea importante în fotbal. În fotbal nu este important numai să driblezi, e important și să pasezi rapid, e important și să deschizi jocul rapid, e important să stai bine în teren, sunt o grămadă, e important să câștigi dueluri fizice. Chestiuni care uneori au lipsit celor de la FCSB. Deci e bine să ne gândim ce înseamnă în totalitatea sau... După părerea mea, un jucător de valoare este un jucător care este atunci când este pus într-un sistem de joc, știe să interpreteze orice. În acel meci. Adică orice fază de joc. Din sistemul în care se joacă, sistemul de fapt este o așezare inițială. Da. Și după aceea te adaptezi la condiții. Exact. Jucătorul care are inteligență de joc, acela schimbă sistemul în timpul jocului. E vorba de dinamica jucătorilor. Din perspectiva aceasta, uite, mă uit la CFR, care a făcut un meci ok în Turcia. Nu un meci excepțional, cum au spus unii, dar a făcut un meci bun în Turcia. Au jucat cu 4 după ce au jucat cu 3 în pregătiri și în debutul sezonului. Dacă era minunat. Da. Au niște jucători cu un soi de experiență, unii, chiar dacă nu neapărat tot timpul în prim plan, dar jucători care au mai jucat și pe la echipe bune, s-ar putea să existe niște... Ce vreau să spun pe românești? Da, dar uite cum am văzut aseară, meciul Dinamo. Da. A făcut diferența doar o acțiune personală a lui Politic. Corect. Atât, în rest a făcut diferența, joc. Că a fost 1-1, dacă făcea diferența, de Dinamo. Da, vă rog, și putea fi și Chipciu la fel. Sunt curios să vedem la cele două echipe, în primul rând, cum va pregăti Gigi meciul în sensul primul 11, dacă va odihni o parte dintre jucători. Păi nu, că a zis bine, că are un ultim cuvânt, domnul Becali, la echipă. Dar auzi, a mers mai departe, dacă va odihni, deci l-a dus în zona... Păi nu, dar chiar a zis bine, chiar sunt curios. Și al doilea, la CFR, cum va reacționa după
după meciul ăsta de la... Că nu e ușor. Adică frustrarea care s-a adunat acolo nu și e simplu. Și psihic și fizic. Pentru că ei chiar meritau să meargă mai departe. Să văd cum vor reacționa la... Eu cred că vor juca cu echipa completă.